Cunoscută sub denumirea de Poarta Bucovinei, Comuna Poiana Stampei demonstrează cu fiecare ocazie că își merită pe deplin numele. Manifestările cultural-artistice din Comuna Bucovinană duc mai departe tradițiile și obiceiurile pentru care localitatea este apreciată și vizitată an de an. Așa cum ne-am obișnuit, Primăria Poiana Stampei a organizat Zilele Comunei odată cu Festivalul Național Flor de pe Dorna, evenimente ce au adus la un loc artiști de seamă precum Veta Biriș, Sorin Filip, Mioara Velicu și ansamblu folcloric Ciprian Porumbescu. 22-a ediție a Festivalului Național Flor de pe Dorna, un eveniment super reușit, dar vreau să mărturisesc ceva. Nimic fără Dumnezeu este o vorbă din popor și de fiecare dată, dacă Dumnezeu este alături de tine și când vrei să faci lucruri frumoase în comunitate, atunci nimic nu-ți poate sta în cale. Când vezi că munca ta se concretizează prin satisfacția pe care o vezi pe fețele oamenilor care au participat, atunci asta îmi dă energie și putere să mergem mai departe și să facem mai multe lucruri frumoase pentru locuitorii din Comuna Poiana Stampei. De la evenimentul de tradiție nu au putut lipsi reprezentanții autorităților locale și județene și primarii comunelor învecinate, care au numai cuvinte de laudă la adresa Comunei Poiana Stampei și a primarului Viluț Mezdrea, ce sporește de la an la an frumusețea festivităților. O zi extrem de importantă pentru comunitatea din Poiana Stampei. Este vorba despre sfințirea bisericii cu hramul Sfinților Harangel, Mier și Gabriel, o biserică care a ars acum 8 ani și iată într-un timp apreciez eu record, s-a realizat o altă biserică foarte frumoasă, a fost o slujbă deosebită, corul Armonia de la Constanța a încântat prin prestația lor și sigur, după această slujbă, iată ziua localităților. Este ziua localității unde avem chiar în acest moment anunțat un artist deosebit și oameni mulți cu o zi frumoasă, cu multă bucurie, liniște, lucruri pe care eu doresc tuturor în această zi, să aibă o zi frumoasă, să petreacă frumos și la mulți ani tuturor. Venim cu dragă într-această localitate, la vecinul meu și la colegul meu Viluț Mezdrea, la sfințirea acestei biserici catedrale, un lucru superb ieșit după incendiul din 2015. Viluț Mezdrea a fost motorul și epitropul și omul de legătură cu Dumnezeu. Mă bucur că am participat astăzi alături de dumneavoastră de la sfințirea frumoasei biserici reclădite din temelii. Vreau să transmit salutul meu personal și a cetățenilor din Comuna Crucea pentru toți cetățenii și gospodarii din Poiana Stampei și mai ales domnului primar Viluț Mezdrea, care este un primar deosebit. Ne mândrim cu el pentru realizările lui, pentru proiectele care le-au accesat pentru Poiana Stampei și ne dăm toată silința să ținem și noi steagul sus, să fim și noi la nivelul colegului de la Poiana Stampei. Am venit cu mare drag astăzi la invitația primarului Viluț Mezdrea la un eveniment deosebit pe care l-are comunitatea de aici, din Poiana Stampei. Pe lângă faptul că își sărbătoresc ziua lor, ziua Comunii Poiana Stampei, au avut marea și deosebită onoare de a sfinți lăcașul de cult, biserica, care în 2015, după cum cred că știți, a ars și a reînviat cumva din pământ în decursul a 8 ani de zile. S-a refăcut o biserică nouă, foarte frumoasă, cum rar avem în zonă și a fost o onoare și o mare plăcere și o deosebită plăcere să fiu invitat de a participa la evenimentul de sfințire. Mă bucur mult pentru comunitatea din Poiana Stampei, pentru că sunt niște oameni vrednici, niște oameni deosebiți care au demonstrat în decursul timpului că știu să-și trăiască și zilele festive și zilele frumoase, dar și muncească zi de zi și se vede cu ochiul liber cum această comunitate frumoasă de ei se dezvoltă și arată din ce în ce mai bine. Întotdeauna revederea cu colegii și cu oamenii dragi și buni este o plăcere, dar astăzi a fost o zi desăvârșită pentru că în prima parte a avut loc sfințirea bisericii refăcută după incendiul din 2015 și așa cum se spune în popor, de obicei când există o încercare grea, cei vrednici ies cu fruntea sus,
așa cum s-a întâmplat cu primarul Viluț Mezrea și cu echipa lui și cu toată comunitatea din Poiana Stampei. Un efort comun al comunității din Poiana Stampei și a autorităților, a oamenilor, a celor care au încercat să ajute, iar după 7 ani au reușit să construiască o biserică extraordinară. Drag, voi răspunde tuturor invitațiilor care le voi primi din partea colegilor de lângă Vatra Dornei și nu numai. Răspund cu drag pentru că și eu sunt bucuros atunci când ei, la invitația mea, vin cu drag la mine. A fost o zi încărcată emoțional vorbind. Bucuria de a deschide porțile larg la biserica din sat a determinat mulți locuitori ai comunei Poiana Stampei să lase toate treburile de acasă și să vină, să fie alături de ierarhii care au ridicat rugăciuni pentru a sfinți și a binecuvânta lăcașul de cult din comuna Poiana Stampei. Nu numai ei, ci și prieteni apropiați și toți din localitățile vecine au venit la Poiana Stampei pentru că e zi de mare sărbătoare după 9 ani de suferință în care biserica noastră, monument, a fost mistuită de un incendiu și a fost distrusă. Astăzi ne bucurăm de o biserică nouă, frumoasă, pictată cu tot ce trebuie pentru credincioșii din comuna Poiana Stampei. La sfințirea noului edificiu au fost invitați unii dintre cei mai apreciați ierarhi din țară. Despre vechea biserică din Poiana Stampei, care a ars în urmă cu 8 ani, am aflat mai multe informații chiar în această zi. Această biserică s-a născut exact într-o perioadă nefastă, pe timpul stăpânirii austriece, tocmai în etapa când au fost închise bisericile în Bucovina, transformate în mănăstirile, în biserici de mir și așa mai departe, și era o etapă foarte grea. Totuși, gospodarii din localitate s-au îndreptat către capitala Imperiului, la Viena, cu cererea lor hotărâtă de a aproba împărăția, construcția unei noi biserici pe măsura pretențiilor gospodarilor din sat. Acolo au fost probleme, pentru că, în primul rând, nu au reușit să obțină o audiență la împărat și i-a prins seara și s-au așezat pe o bancă pe malul Dunării și se tânguiau cum să meargă înapoi în sat, să spună că ei n-au obținut măcar audiență la împărat, dar aminte să mai prezinte cererea. Norocul lor a fost că pe în zonă trecea un avocat din Brașov, ciobanul Ion, chemându-l, auzându-i vorbind românește, a întrebat: dar cu ce probleme sunteți pe aici? Păi am venit la împăratul cu cererea de a ne aproba construcția unei biserici, n-am obținut audiență și suntem foarte supărați. Împăratul a spus: aprob cererea voastră cu condiția să o închinați principelui, prințului, și din partea mea veți primi bani de drum și 2 policandre, cele originale care au ars în biserica veche. E și aici o poveste foarte interesantă. Auzindu-se despre faptul că a ars biserica din Poiana Stampei, am avut bucuria să cunosc un jurnalist din Câmpul Lung moldovenesc. El lucra la ziarul Taifasuri și i-a spus povestea bisericii. Apărând articolul, foarte multă lume din țară au donat bani. Nenumărați, din Brașov, din București, din Sibiu, din Tulcea, din Constanța, oameni care nu știu dacă au trecut vreodată prin Poiana Stampei, dar au fost solidari cu locuitorii satului. Și să nu uităm să subliniem faptul că o sumă foarte importantă de bani a fost donată de către primăria și Consiliul Local Poiana Stampei și foarte mulți gospodari din localitate. După cuvântul de bun venit adresat de către primar oaspeților și fiilor satului, a avut loc festivitatea de premiere a cetățenilor de onoare care duc mai departe tradițiile și obiceiurile specifice comunei și a cetățenilor care au împlinit 25 sau 50 de ani de căsătorie. Mai cu buni, cu reale, mergem înainte! Mai rezistați? Da, n-avem ce face. Urcați pe scenă și la 50? Da? Ne ajute bunul Dumnezeu, fiind sănătoși, să ajungem până atunci? Așa ne gândim. 25 de ani de căsnicie, da? Fericitări! Da. Mulțumim! Mulțumim. Sunteți din Poiana Stampei? Da, da. Soțul? Totdeauna aici? Nu, eu sunt din Botoșani. Deci eu sunt găstinașul. Cum ați convins-o pe doamnă? Mă păcălit!
interesul. Da, interesul. Cum sunteți acum la 25 de ani? Mai mergeți 25 și urcați pe scenă și la 50? Să fim sănătoși. Sperăm. Sperăm. Comuna noastră este un primar din nota 10 cu plus. Se ocupă de tot și nevoie în comună, e foarte activ. Și-a făcut și drumul, a făcut în fiecare an balul gospodarilor, tot cu costume populare, în fiecare an faci și serbarea câmpenească, sărbătorești cetățenii la 25 de ani de căsătorie, la 50, și îi mulțumim și de Dumnezeu sănătate să meargă în continuare. După ora prânzului au urcat pe scenă numeroși artiști locali, dar și naționali. Comuna Poiana Stampei și suntem mândri de comuna noastră. Ne place să ne mai distrăm câteodată și are o sărbătoare de succes. Avem un primar de milioane. Ne păstorește cu mare drag, cu credință, cu lucruri frumoase. Ne mai și înveselește câteodată. Și suntem foarte mândri și mulțumiți. Să-i dea Dumnezeu sănătate, să mai ajungem și la alți ani, să ne petrecem frumos. Da, acum parcă mai frumos ca totdeauna. Super ok. E frumos, aici totdeauna a fost frumos, a fost o atmosferă plăcută, să știți. Are cine, văd că o face ca să fie bine. Toate, de pe an pe an se îmbunătățește mai mult. A fost și anul trecut și a fost mai mulți ani la rând. Mi se pare ca în orice an, deosebit în sărbătoarea. Domnul primar se implică, ce să zic, foarte frumos. Ați venit pentru cineva anume sau pentru atmosferă? Nu neapărat. Da, am venit și pentru artiștii care evoluează pe scenă, o să evolueze pe scenă, pentru ansamblul Ciprian Porumbescu, din câte am înțeles, îmi place foarte mult pentru că și eu cânt și îmi place folclorul. Îmi place, deci, pentru, general, pentru artiști, pentru ansamblu și pentru cei care vor evolua pe scenă. Ați cântat vreodată pe scenă aici de la Poiana Stampei? Am cântat când eram mai tânără, când eram copil, să zic așa. Am cântat și nu numai când eram copil neapărat, am cântat, da, am cântat. Am mai fost, da. Primarul organizează foarte frumos. Spectacolul. Vă place ceva anume din artiștii care vin sau ați venit doar pentru sărbători? Pentru sărbători, cu copiii. Vecini, soție de aici din Poiana Stampei. Ce se pare ce a făcut aici? Super, super, super. Frumos, frumos. Cred că veni și la noi la Candren de Sfânta Marie, mai în august. Da. Ceva frumos. Ce-a făcut primarul aici, toți primarii fac, dar acum el a făcut ceva și timpul frumos și foarte mândru. A fost la biserică dimineață, acum aici. Îi felicit și îi doresc în continuare putere de muncă, să aibă în continuare realizări, să reușească să facă la fel evenimente frumoase și tot ce își doresc este să li se îndeplinească. Mă simt foarte bine la vecinul meu, Viluț Mezdrea, și eu o să-l invit cu drag înapoi, la Dorna Candrenia. Bineînțeles, urmează partea mult așteptată de public, care va fi o reușită ca de obicei la Poiana Stampei. Le doresc în toată inima, atât lor cât și nouă, zi binecuvântată și multă sănătate. Sunt foarte multe lucruri de spus despre Viluț Mezdrea, primarul comunei Poiana Stampei, fiindcă Viluț a implementat aici mai multe proiecte decât au implementat foarte mulți alți primari în județul Suceava. Viluț este un primar, este un exemplu de primar și este un exemplu de om care face administrație. Poiana Stampei, în momentul de față, este la rang de comună europeană și din punctul meu de vedere, așa ar trebui să arate toate comunele din județul Suceava, așa cum arată poarta de intrare în Bucovina Poiana Stampei. Înainte de orice culoare politică, suntem oameni și cred că asta trebuie să primeze în tot și în toate.
Și cum după fiecare sărbătoare urmează și partea de muncă, primarul Viluț Mezdrea ne-a dezvăluit câteva informații despre activitatea din următoarea perioadă. E bine și pe partea administrativă, avem proiecte în desfășurare, se mișcă lucruri, avem și proiecte la care așteptăm semnând contracte de finanțare pe fonduri europene, avem proiecte care sunt în derulare pe fonduri la guvern, modernizăm drumurile comunale, cred eu că anul acesta îl putem declara anul marilor asfaltări pentru Comuna Poiana Stampe, având în vedere că se lucrează intens pe drumul Dornișoara, un drum de 11 km, având în vedere că se lucrează pe drumul Tătaru pe o porțiune de 2,7 km, pe drumul Prăleni pe o porțiune de 1 km. Sunt șantiere deschise, sunt șantiere care se vor închide în curând, un bloc ANL cu 24 de locuințe va fi dat spre folosință către tineri din Comuna Poiana Stampei. Este treabă, dar ce v-am spus eu acum aici nu este doar munca mea. Vorbesc despre munca unei întregi echipe, echipa din Primăria Poiana Stampe, echipa de consilieri pe care o am în spate. Toți formăm o echipă și toți avem același light motiv, ca să spun așa, dezvoltarea Comunei Poiana Stampe.